Multinelu. Ia tu. Și spui tu, Cercei, o să-ți vină mai bine că ai fața mai rotundă. Dar n-am găuri. Cum n-ai găuri? Toate fetele au. Tu n-ai purtat niciodată cercei? Vai, n-a purtat niciodată cercei. O pedepsit. Nu m-a pedepsit, doar că i-a fost milă mamei când eram mică. Păi și tu vrei să arăți bine fără cercei? Eu pot să-ți fac găuri, să știi. Nu fac găuri în urechi. Treaba ta. Dar nu o să te doară, să știi. Luăm un ac, îl încingem la brichetă, îl trecem prin spirit și după aia, țac, pac, te-am capsat, nici nu simți. Nu-mi fac. În plus, mie nu-mi stă bine cu cercei. Am fața rotundă, o să arăt ca o maimuță. Prefer să te admir pe tine cu ei. Te pricepi? La ce? Să faci găuri. Ai mai făcut? Hai, ai un ac pe aici? Hai! Ține! Dacă te pricepi, nu o să mor din atâta. Așa. Îi lăsăm mața? N-am găsit spirit. De ce lăsăm mața? Așa, surpriză. Hai! Ce mă, te doare? Stai așa, stai așa, stai un pic că nu văd. Stai așa că nu te doare. Ai vată? Gata. Ține bine, ține bine, ține, ține, ține. Așa, hai. Nu mai vreau. Păi ce vrei, să rămâi așa într-o ureche? Nu mai vreau cercei. Alex, uite-te la mine, nu o să pățești nimic. Haide să terminăm și de mâine să-i dai pe spate pe toți prostovanii ăia din cămin. Nu vreau să-i dau hai, pe spate. Hai. Au! Mama, dar ce-i gălăgia asta aici? Mai că prezisul, dar ce faceți acolo? Îi dau găuri în urechi lui Alexandru, Lucrăția. Du-te în camera ma tale, nu-i nimic. Măi, Cristinica, asta e oră de dat găuri? Nu puteți aștepta până mâine? Păi scoatem căcatul ăsta din ureche. Da, așa. Tanti, aveți niște spirit? Vă trebuie mult. Cât să umezi niște vată? Doamne, ce nu fi apucat. Ai fost foarte tare. Eu nu știu dacă aș fi avut curajul tău. Pune, mamă, spirit? Altfel face puroi. Săruna, tanti, Lucreția. Ați fost o dulce. Noi acum o să o culcăm pe Alexandra. Așa că vorbim mâine dimineață. Vezi cum ești? Acum te arăți viteză, dar să-i văzut ce față ai făcut? Vrei să dormi? Da? Vine, la mine în brațe. Slabă mișcarea. E cât e? 10 și 20. Am mai avut jumătate de oră. Mă gândeam să mergem de la 11 la studio la film. N-am zis să mergem azi la Mihăilescu dacă nu mergem nici azi. Mergem săptămâna viitoare. Și săptămâna viitoare o să-ți pui la fel. N-am chef să mă duc după aici să fișez. Ce e asta? Cursul de folclor. Pentru lucrarea de la seminar. De asta nu-i scrisul tău, nu? De la grăsana aia care se boiește mult.
Miros frumos. Cu ce te-ai dat? Un parfum de la mamă, nu știu. Am dat cu MMOA. Simți? Am crezut că așa miroși tu. Hai să luăm cartea acasă și te ajut să afișezi. Dar vorbești tu pentru carte, nu mă pune pe mine. Mama, pare și Alexandra are nevoie de cartea asta până mâine. Bine, o să o trec la mine. Dar mi-o aduci mâine, da? Da. Am vorbit cu Sandra. Mi-a spus să te pup. Mm-hmm. Vine duminică la masă la noi. Bine. Succes. Pa, mama. Să rămână. Să fiți cuminți. Ce-ai pierdut? Nimic. Nu prea închip să vin. Vrei să mergem la curs? De ce faci de-astea? Hai și tu. Mi-am spus că mergem la film. Nu, hai să ne certăm. Păi nu ne certăm, dar acum mă silești să fac ce vrei tu și nu e ok. Ce te costa să-mi spui de la bun început că nu vrei să mergi? Tu poate n-ai înțeles, dar eu am venit în București ca să fac facultatea. Tu te auzi cum vorbești? E rău că vreau să stăm împreună? Nu, e rău că mă iau eu tot timpul după tine. Și acum de ce te superi așa? Vrei să mergem la Mihailescu? Nu, hai să mergem la film. Mai nu, mergem la Mihailescu și notăm tot ce spune. Trebuie să mergem de la două la film. Fait la disjonction, la boucle thématique, vie mort, amour haine, fidélité trahison, encadre le roman et nous l'avons retrouvé dans les structures closes qui programment le début romanesque. Mais le roman n'est possible que lorsque la disjonction des deux termes peut être niée tout en étant là, confirmée et approuvée. A scris două ore în continuu, cu o hărnicie nemai văzută. De nerv m-apucasem și eu să transcriu aiurea vorbele lui Mihailescu. Mi-era greu să înțeleg cum ajunsesem să mă îndrăgostesc de ea. Ascultă, Alexandra, mami. Uite ce vreau eu să zic. Că dacă cumva vine domnul de la sector cu spațiu, să zici că ești nepoata mea, da? Ca să nu avem probleme. De la ce sector? Tu zi așa cum ți-am spus eu, că ești nepoata mea. De fapt, și ești ca și nepoata mea, nu? Și tu și Cristinica mâncau armama, că o știu de când era atâtica. Că te trezești cu el când ți-e lumea mai dragă. Acu 30 de ani, la fel, stăteam cu nicușor al meu. Tocmai se întorsese din delegație. Când colo, pac, la ușe, sectorism. Da. Și că să prezentăm actele la control. Și ne-a trecut în dosar concubini. Și ne-a tras o amendă și s-au dus și băile Govora din anul acela. Iar peste un an, Nicușor al meu.